e în vederea unei urmăriri penale. Donald Trump riscă să rămână fără avere. Candidatul republican se apropie de un termen limită critic în cea mai costisitoare bătălie juridică de până acum. În cazul în care fostul președinte nu prezintă o garanție financiară până pe 25 martie, biroul procurorului general al statului New York ar putea începe procesul de colectare a celor peste 454 de milioane de dolari, suma pe care Trump o datorează statului în cadrul procesului civil de fraudă. Avocații lui Trump încearcă să împiedice acest lucru și au cerut unei instanțe să suspende eforturile de colectare a banilor. Candidatul republican la prezidențialele din Statele Unite ale Americii a încercat deja să obțină o garanție pentru întreaga sumă, dar peste 30 de asiguratori au respins cererile lui Trump pe motiv că obținerea unei garanții pentru o sumă atât de mare este imposibilă. Acest lucru înseamnă că Procurarea Generală a Statului New York ar putea începe executarea deciziei chiar în ziua termenului limită. Procurarea a declarat că nu a rezitat să pună sechestru pe clădirile lui Trump, inclusiv pe zgârie norii săi de pe Wall Street. Astfel, Donald Trump ar putea să-i lase pe procuror să înceapă demersurile de confiscare a averii. Procedura de confiscare ar putea fi una normală, iar statul ar putea să-i confiște și să-i vândă bunurile, să-i pună sechestru pe proprietățile imobiliare sau să-i golească conturile bancare și porto Foliile de investiții ori să-i vândă alte bunuri, precum avioanele și elicopterele. Confiscarea activelor este o procedură legală obișnuită, însă ar putea fi una de durată. Chiar și așa, falimentul l-ar putea salva pe fostul președinte, cel puțin parțial, de la executarea hotărârii. Trump s-a lăudat în repetate rânduri că nu a declarat niciodată personal faliment, deși mai multe dintre companiile sale anterioare au făcut-o. Totodată, el susține că are o avere de câteva miliarde de dolari. Fostul președinte a ajuns însă să strângă bani de la susținători. Echipa sa de campanie a făcut deja apel la donații după ce a avertizat că ar putea pierde proprietățile, în condițiile în care Trump mai este obligat să plătească și peste 83 de milioane de dolari scritoarei E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o în timpul procesului de agresiune sexuală.